Centrul municipiului Soroca va fi mai frumos și mai atrăgător. Asta datorită lucrărilor de amenajare a parcului Grigore Vieru din centrul orașului și a havuzului. Anterior, pe rețelele de socializare, mai mulți soroceni s-au expus că pentru efectuarea unor schimbări cât privește aspectul orașului, ar trebui consultată opinia publică, fiind organizate audieri cu cetățenii. Primarul municipiului susține că, în cazul respectiv, nu este vorba de careva schimbări a amplasării havuzului, ci doar schimbarea aspectului. După cum și-ați văzut, noi practic facem tot ce e posibil ca să amenajăm acest parc. Este centrul municipiului și pentru acest an am propus la ședința Consiliului ca să fie alocat surse pentru reparația havuzului și pentru amenajare. Adică este vorba de pavarea parcului, iluminarea deja a fost îndeplinită, au fost instalate camere de luat vederi ca să nu fie distrus ceea ce realizează primăria municipiului Soroca. În ultimul timp văd că foarte mulți speculează referitor la ce, cum va fi îndeplinit havuzul. Havuzul nu se schimbă nimic, el rămâne în aceiași parametri. Problema era că pur și simplu apa deja se strecura prin crăpăturile care au fost formate de mai mulți ani și erau cheltuieli în zadare. Din partea Consiliului Local au fost alocate 200.000 de lei ca să fie betonat tot practic la ziua de azi havuzul, să fie pusă teracotă nouă deja, modernă, nu și inclusiv de schimbat tot sistemul de la havuz, ca deja să ții mulți ani înainte. Am fost la Chișinău, la întreprinderile care prestează serviciul dat, am solicitat să fie pregătit un proiect tehnic și sper că până la ziua orașului să fie îndeplinit toate lucrările. Adică noi nu ne abatem de la parametri, pentru asta nici n-au fost trecut audieri, am îndeplinit doar decizia Consiliului Local. Potrivit autorităților, havuzul nu va mai include careva construcții, dar va fi un havuz dinamic cu mișcare continuă și schimbătoare a jeturilor de apă. La moment, aici sunt efectuate lucrări de reparație și instalare a electricității. Rămâne cer cum a fost, cum acum noi îl betonăm în interior ca să nu se deterioreze. Pe mijloc, iarăși va fi un cer cum a fost a doilea rând. Și în loc de macul ăla, care toți îl numeau macul, unde a fost acolo macul, chiar și acum înainte de ședință am stat cu primarul de vorbă, probabil că mergem încă o dată la Chișinău să cumpărăm o pompă de apă care să facă ceva extraordinar. Plus la asta, dacă, nu știu, țineți minte sau nu, înainte el a fost și iluminat. Au fost ochiuri de cele lăsate special. Acum noi tot montăm din nou cablu, schimbăm și tot o să fie iluminat. Lucrările la havuzul din parcul Grigore Vieru urmează să fie finisate către ziua orașului.